Secția numărul 1 de la școala gimnazială Dionisie Romano era în fruntea clasamentului pe oraș cu privire la prezența la vot. În aceeași unitate a fost amenajată și secția numărul 47. La orele prânzului, holurile erau neîncăpătoare. Prezența la secția numărul 1 la ora 12 a fost de peste 23% la scrutinul europarlamentar. Am venit să fac datoria ca cetățeană României. Și chiar spuneam acum, vreau să mă răzbun. Vă așteptați la coada asta? Da, la noi aici în centru, doar că știți. Ne așteptăm. Pot, sperăm să fie mai bine pentru dumneavoastră, pentru nepoții noștri, să trimitem oameni competenți. Asta e o datorie civică, toată lumea trebuie să voteze, indiferent opțiunea și o alege singur. Deci, ne venim la vot, nu poți să ai pretenții. Deci e o datorie civică și trebuie în continuare să știm sigur lucrul ăsta că votând, țara va merge înainte și respectiv dorințele noastre se vor împlini. De asta aveți și noastră la coadă, nu? Normal. Mă așteptați să fie așa coadă? Da. Mă așteptam. Pentru ce ați votat? Nu vă întrebăm cu cine. Pentru un viitor mai bun. De mult n-ați mai stat bănuiesc așa la coadă să votați. Da, și e un lucru bun. Vrem o schimbare pentru copiii, nepoții și pentru noi, să avem o bătrânețe liniștită. Să zic așa, sfert de oră, 20 de minute. Mai mult nu. V-ați fi așteptat să fie așa coadă? Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Dar e un lucru bun. Poate reușim să facem și noi ceva. Când au văzut că se așteaptă la coadă, unii dintre buzoieni au plecat cu gândul că se vor întoarce spre după amiază. Sunt, da, pentru că eu trebuie să-mi raționalizez timpul, vin mai târziu. La nivelul județului Buzău, după primele 5 ore de la deschiderea secțiilor, peste 64.000 de buzoieni, dintre cei peste 380.000 de pe listele permanente, își exprimaseră dreptul la vot, ceea ce înseamnă o prezență de peste 16%. Nu toți cei care au votat la europarlamentare au cerut cele două buletine de la referendum, astfel că la întrebări au răspuns doar 12% dintre buzoieni până la ora 12. În județul Buzău sunt 426 de secții de votare.